cum vă spuneți voi? Tot ce doriți să-și spuneți, că nu... Te-am văzut într-un live al lui Tudor Pânzar de la Căușeni. Da, numai și la... Eram ghișem de la, la judecată. Aha. Nu vor să mă audieze, măi, și un judecător și un procuror, nici dar nimeni. Cum? Dacă era proces, cum nu vor să te audieze? Era în proces, tata, ești în judecată. Tata, chiar am scris o cerere. Dar păi, vă, cum vă numiți mai întâi, spuneți? Vasile Moldovanu de la Căușeni. Vasile Moldovanu, satul Băclărănu, Căușeni. Lupt 14 ani de zile cu, să așa spune, de-a dreptul, cu balaurile astea din Căușeni, cu procurorii, judecătorii, primăria, prima dată cu primăria. Judecată, primăria a fost Seta Țăbân, primar. Mi-a luat 600 de pământ. Înțelegi cum a fost? Eu am titlul din 92, 6 mat 92, am 2600 pe lângă casă, spate la val de drum. Dar ei aduce altă mafie și măsoară 20-96. Am un indetitlu, titlu fals, cum s-a spune. Am eu mă adresez în judecată, îi mai e 200 judecătorul. Și ce înseamnă asta? Și fac titlu în primărie cu consilieri, măi așa lor, neamuri lor, fac 19-38 a rămas. În 26-38. Unii de la val de Dumnecasa am 400. E de 744. Unii l-a spus în saș, unii el noapte l-a spus, unii el, nu-i pământ ăla, îți 400 când mâncați pământ acolo. Pe primărița asta, doamna Nenua, și asta nu-i hâtă, ca pe juristul asta, nu știu, ne-a învățat, între 499, încă 100 de asta, n-am, eu nu înțeleg ce fac. M-a dat judecat, am 14 ani de zile când mă judec. Cât? De 14 ani de zile. Dar pe aceea vreme, oameni, s-a luptat cu tot primărița asta, Seta Țăbână, cu un iaz. 10 ani a luptat cu tâi, s-a judecat în Căușeni. 10 ani de zile, oameni buni. Și nicător. Am numitat doamna la curte de apel, și la doamna Manole. La doamna Manole și-a rupt, domnul Moldovan, aveți original. Și că, poftim, da, să eu dau originalul, în mine scoală în picioare, citește la tot publicul. Piciata umidă, scăturile umidă, și întreabă primăria, reprezentat primăriei. Aveți, are omul ăsta. N-are, ați pierdut. Oameni buni, în 5 minute s-au mântuit sudul, s-au hotărât sudul, în 5 minute. Ia ca așa judecător să avem noi în țara noastră, n-așa bardacul ăsta, n-așa corupția asta, e tăți, am Căușeni, tăți cu Dodon. Deci Dominica Manole ți-a făcut dreptate. Da, domnul... Dar ce, ajuns după aceea la Curtea Supremă sau de ce ești nemulțumit? Eu sunt mulțumit cu asta cu iază, eu am spus, cu iază. A, deci cu iază e câștigat, dar cu 5-7 ani de acasă ai pierdut. Manole și de domnul și ea, dar cu 5-7 ani de acasă ai pierdut. Da, ea că pierdut, ea că nu mă... Dar de ce îți trebuie pământ mai mult? Vrei să plătești impozite mai mari? Vrei să hrănești cu familie? Nu, ți-ai privatizat, ea eu, titlu, ea ca titlu, eu vă arăt titlu. Și în mod practic, ai 26-24 de ani sau... Nu, eu l-am luat la vecin. L-am dat la vecin sau cum? La neamurile lor odată, înțeleg? Am înțeles. Donanu, Pavel, Lelea Leonor acum, că e... Inginerul cadastral, ineam... Cu metri. Dar parcă era o lege că n-ai voie să ai pe lângă casă mai mult de nu știu cât. Nu, de 38 mi-a fost în membri. A, și 30 n-ai. 30 avem. 400 la val de drum de casă, 4, 26 în casă. Și se face 30, da. Tamam minimul sau maxim admis de lege, da? 30, dar tot era normal. Am înțeles. Dar 26. Și de ce se întinde atâta procesul? 14 ani, ce cu justiție? Cu neamurile. Cine neam cu cine? Inginerul cadastral din Avrabi are inginer procuror în raionul Căușeni. Dar și treaba are procurorul cu dosarul civil. Dar pe sneamă e... Matai dosar civil, te judeci cu primărie și procurorul se ocupă de dosare penale. Nu? Păi și dacă e procuror și are influență în dosare civile, în instanță de judecată... Dar el e sac, cum așa? Păi dar poți fi și președintele țării, președintele nu se implică în proces. E asta... Plătică Ionora, e nănașă și cumnată. Sunt și-a lor tăt. Și amuia și. Amuia a dat-o în judecată. Doamna asta, doamna judecător, Ana Costiuc, a luat două dosare penale să le examineze. Au schimbat tăt din dosar. Au falsificat dosar de sus în jos, de jos în sus. Au scos tăt probe principale, tăt au scos de acolo. Am aici, deci facem, îi fac strămutare. Am scris cer la strămutare. Cu Țăbână Sfietă, am avut și un noi Vicislav, strămutare în Curtea Supremă, de Justiție.
apelul și credit. Când m-a dus controlat, nu nici o ordonanță, nu nici o plângere, nici nu, numai una este. Dar 30 de soi nu au dispărut. Și puteți să primi întors înapoi. Întors, că nu e regulă. Când dar plângere penală pentru ce ai făcut? Adică cu stiu că Ana, judecătorul scos din dosar. Am înțeles. Chestia asta te-ai plâns, că de ce au dispărut documente din dosar? Da, după asta am plâns. Când eu mă duc și eu dosarul, îmi dă dosarul cu mine și îl filmez. Îi filmez acolo, nu m-a ordonat. Ăsta o plângere. Restul nu-i nică, uscat, nu-i nică. Și au început băieți fugă la focă, au început a adunat de unde. Eu le-am registrat, câte sunt registrate în din registratură. La mine câte sunt. Dar la dânsă nu. Am îi le adaug, le adun, nu știu unii puni, dar nu stă aici. Dacă o strofă generală, nu-i al postică. Aurel Postică, aici nu știu ce de procuror, nu știu, eu așa procuror n-am văzut. Nu, el e judecător de instrucție. Și a ajuns procuror, a ajuns procuror? Am fost judecător de instrucție, dar eu vreau să... Mai uitați-vă cine. Robi. Pentru 7 ani câtă bătaie de cap. Da. Mă face de privatele de casă. Mă pun stricte o vasă lui, bă. Dacă uitați cum se sprânește la noi legile astea al primăriei astea. Este bardac în primăriei astea. A fost așa. A fost un primar farmaciu. Așa l-a fost primar cu scade. Și olea că e vătămânit. A fost un cu scade. Dar ăsta levă-i pe levă-i. Uitați, ia că eu vă prezint, spate. Ia că eu am prezentat la judecător, domnul Custiu, nu Postic, la toți procurorii care. Ia că originalul meu, ia că, dar original este titlul de proprietate. De proprietate. Mhm. Din 6 martie 1992 s-a departizat 3 de însoțe. Numărul de registru 9 februarie 1996. Numărul titlul 136, două exemplare, unul la primărie și unul la mine. Așa de la primărie l-a istojit, cumpărare, vânzare, casă, l-a istojit, când e la Vrabia, să iei, cum duce cu primăria. Și nu, i-am arătat ea ca originalul, ea ca farmaciu, primarul, știu, că, noi, Elena, Vislavă, noi, tuturor Vasării Moldovan. Toate scheltuile sunt aici, originalul. Acum mă duc la notar, ea ca notar. E înregistrat în numărul 4784, numărul notarul, piciata umedă, cu sute acte oameni, băie, cu sute acte. Dar notarul ce-a confirmat? I-am confirmat titlul. Titlul e valabil sau ce? E valabil titlul. Așa, ok. Da, l-am văzut, doamnă, ce... Instanțele trebuie să vadă, pe noi nu prea ne interesează, noi îl credem pe om pe cuvânt, până la proba contrare. Instanțele trebuie să verifice și nu înțeleg de ce durează atâta, 14 ani pentru 7 ani. Câte 2 ani pentru fiecare ar, încă nu știi când ați termine. În ce instanță ești, amu? Tot în fond, tot la Căușeni? Da. A fost în Chisinău. Just la Supremă, întors la rejudecare sau cum? Le-am arătat din notar. Iar arăt piciata umedă la toți procurorii, toți judecătorii. Din arhivă am 26 de soți, uitați, 26 de soți pământ până în casă. Dar e când e în Avrabie, o făcut falsă cu clima, nu știu, cu... Uitați, au făcut 938, din arhivă, înțelegeți? Deci, dacă iau, unii, nici originalul nu uite, 938, nici pe cealaltă nu uite, au falsificat. Și m-am dus la judecată, curs de apel, și ea advocată, mă uite, Cricliu, maladez, o ratat, trei ori am ratat original, eu am ratat original trei ori la judecător. Doamne, n-am vrabit, aveți ce are omul ăsta? N-aia, vă dau termenul săptămână, dacă n-a dus originalul, cu mare omul ăsta și dosar penal să-i smăta. Ce credeți? Am venit pe o săptămână, tot așa cu copil de judecător, nu mă întreabă nici pe mine, nici pe dânsa, nici pe judecătorii. S-au mântuit, e câștig, eu pierd. O luat ca pică, asta 100%, crimă o luat ca pică, 100%. E 100% ai fi convins când i-ai prins cu mâna în sac, când au făcut proces verbal poliția și i-au trimis la CNA. Dar așa nu 100%, ci presupui că au luat bani. Sau sunt incompetent sau sunt corupți, dar nu fie 100% convins când nu i-ai prins cu mâna pe bani, nu? Dar l-am prins pe titlu, o scris că este titlu original, crimă, dar titlu original nu a adus.
De ce eu pus să-l scris în proces verbal titlul original din Avrabiu adus? De ce eu pus așa? Asta e corupție. E corupție mare. Și asta ce instanță era? Asta instanță de curte de apel, în decizia primării 31 luna 1. Și te-ai dus la Curtea Supremă și întors la rejudecare în prima instanță. Am Curtea Supremă, am scris. Acolo o scos stădi, acolo o scos stătii titlurile, tot o scos, o șterți și l-o dat în arhiv. Eu din arhivă l-am scos și am văzut ce este acolo. Deci falscat de sus în jos, de jos în sus. Pe cea dosar e gătit la CEDO, asta 100%. Dar când te adresezi la CEDO? Când a fost decizia Curții Supreme? Este tot la mine. 6 luni maxim ai ca să te adresezi. Eu mai sunt 2 luni. A, ok. În 2 luni, asta știu, duc eu contul. Am ok, bine, bine, bravo. Este normal. Bun, hai să protestăm la Curtea Supremă, la CSM, la Procuratura Generală. Hai, dacă ești în Chișinău, hai mâine la protest, sau chiar azi. Nu-i nimeni acolo, dar să... Ia că este aici, Ana Custiuc, a scos din dosar penal toate documentele necesare, singe copii de materialul al Procuraturii... Asta e plângerea metalică că o scos. A, păi da. Eu credeam că s-a constatat cineva, că este ordonanță, sau că este... Asta cum îi zice? Rechizitor trimis în judecată. Și ce? Iată, eu amuia am scris că nu s-a audiat de procurori, are o postică. Nu s-a audiat. Dar ei fac proces, mi-a dat amuia un advocat, statul, advocat, pe școpul Tatiana. Eu sunt doamnă, mă, ai fost în dosarul ăsta cândva la Chișinău și mai a fost contra mea, e aparat pe dânsă. Apoi eu atunci eram procuror și am aparat pe dumneavoastră, dar mă, te apăr pe tine. Înțelegi? Și... Deci fosta procuror, acum e avocat de stat și te apără? Mă apără pe mine, dar pe asta eu râdeam într-aiurea, înțelegi? Într-aiurea, dar... Dar nu poți să o schimbi, nu poți ceri de la centru cela de asistență juridică garantată de stat alt? Ia-mi să lasă, aici, aici. Și eu nu știu ce fac ei. Să ce crezi? Ia că așa mă face. Dumnezeu, trebuie, m-au fost judecată fără mine. Eu am scris ceri de... să mă audie, deci nu m-am stat judecată. Au fost dumneavoastră. Și ce că e trebuie ca advocat, e trebuie, eu știu că și cunosc alea de lege, e trebuie să amâie judecata, să dăie materiale în procuratură, să schimbe alt procuror, să mă audieze. Dar el nu a făcut lucrul ăsta. E vor așa, nu putea avocatul să facă chestia asta niciodată. Nu, judecătorul spune la judecătorul ședință. Judecătorul poate. La ședință să facă. Trebuia să ceară cineva, o cerut avocat. E trebuie să ceară, e advocatul meu. Am înțeles, trebuia să ceară. Să ceară. Dar una îți ceară și alta îți decide instanța. Instanța poate să zică nu se admite demersul. Poate avocatul au cerut. Nu mai cerut ei nici. Dar cum ați grăit cu ea? Cum v-ați înțeles? Ei i-am spus ceară și ea ce au zis? Documente, dosarul și trimas, ordonanță procurorului, trimat în procuratură. Poate asta și-a cerut, ce ai ascultat procesul verbal al ședinței? Eu știu și Grăieschi de Măcovisală. Ei, da, bună ziua! N-ai fost în ședință, știi și Grăieschi, dar și ai telepatie. Domn, dar de ce mă chemat la judecată vinerea iară? Vine viitoare, mă cheam la judecată. De ce? Dacă eu sunt audiat. Eu și-am scris în plângere, să fie audiat, n-am fost audiat. La procuror general am scris. Poate tamana să pronunță decizie și tamana asta o spun, încheiere sau ce o să zică. Se întoarce la examinare la procuratură. Dacă aș fi de doamne. A, păi, la Căușeni, da? Da. Așteptăm live de la Tudor Pânzari. Să-l anunci pe el, să vină și să aflăm. Da, uitați, sau după judecată, să te duci la el. Judecat, am anunțat pe băieții ăștia, doi oameni, trei au fost la mine, la ședință. Ei spun că ședința este închisă. Poate fi. A este cu articolul 313, le declară ședință închisă pentru că examinează... Au furat pământ și închisă. Aici cine au deschis, dacă e închisă. Dacă sunt neamuri. N-ar trebui, e că de asta zic, hai să mergem să protestăm la CSM. Amuia, țăbărnă Sveta, țăbărnă Ieda, este judecătoreasă. Eu mă judec cu Sveta Țăbărnă, care se zice dosar penal cu fostul primar, ei e mătușă, dar asta e nepoată, înțelegi? Cum asta iese? Eu spun plângere... Dar și rol are una și cu alta. Dacă e neam pe neam. Dar și rol au un dosar amândouă. Una e judecătoare și alta și-i. Dar o apără pe Sveta Țăbărnă, o apără pe fostul primar, care a încălcat, a schimbat titlul. Judecătoarea e rudă cu parte din dosar? E rudă, da, dar cu Sveta Țăbărnă. Păi poți să o recuz? Cere? I-a dat recuz. I-a dat și o respins recuzarea. Da? Da, da. Păi nu-i bun, ea ca de ce trebuie să ne plângem la CSM? Cum dacă e rudă cu partea în dosar, ea n-are voie să examineze. Nici o fel de căi de atac. Deci se atacă, doamnă Ină, se atacă toate.
Nu, dar cine a decis recuzarea? Alt judecător trebuie să decide recuzarea. Costiuc, una pe alta, Costiuc. Am înțeles, te-ai dus la Costiuc și ea nu a acceptat recuzarea lui Țăbărnă. Una pe alta, pe alta, i-a dat recuzarea la mândouă. Nu Costiuc și e, nu. Așa, nu, judecătoare care examinează recuzarea nu pot să o recuzez. E dat recuz. Păi e dat, dar n-ai voie prin lege, e dat. Știu că e dat, că m-a poți să nu le cerul. Dar din dosar, am dat... Scoți din dosar, dă-ți documente. Hai să plângi la CSM. Când ești la protest la CSM? La Eminescu 5. Ce se face? E, cum îi zic de protest, cum schimbă vorba? Eu? Dar și eu. Ca ce proces? Eu mă arna la voi proces. Hai, rămâi în Chișinău sau te duci iar la Căușani? Mai stai în Chișinău până mâine? Ei, nu mai stau, că nu. Eu, hai, să vii dar în altă zi, în zi de lucru, să vii? Eu singur și n-am pe nimeni. Să mă anunț când vii în zi de lucru, începem împreună să protestăm. Uite ce înseamnă asta și porcării, bă, șepte procurori, ia uitați, șepte procurori. Dar păi normal că în 14 ani și 10 judecători au fost, cred că și avocați de stat. Nici unul m-a odiat, domnul, nici unul m-a odiat, ce înseamnă? Nici unul nu vrea. Dacă le-i clar din documente, de atâta nu te audiază, poate. Dar eu spun că am 26 de sub 29 de șase de bă, eu spune, spune alta, îi spune ceva, să-i mă dau iau audiat. Unde se aude, când m-ai întrebat pe mine, domnule? Scrie acolo că ai fost audiat? Da, el scrie, dar cum? De ori el postie, că era. Toți procurorii. Vasile Moldovan a fost audiat, în calitate de pace, batamată, la bucași. Unde voi am fost, bă, și cu voi, bă, sunteți salbați la urmă, ori și cu tăi. Am înțeles, e clar cazul. Mulțumim pentru relatare. Te așteptăm la proteste. În zilele următoare să ne anunț și ieșim împreună. Protestul e un drept fundamental. Nu, că sunt magistratori, ia că cu protestul să-i deranjăm, ne ducem și facem zgomot.